Lucrăm, Cristina, în sesiunea de astăzi pentru Camelia, decedată. Da. Deci încep inducția, da? Da. Simți cum corpul tău se relaxează din ce în ce mai mult. Și simți cum picioarele tale se îngreunează și cum această greutate urcă până la genunchi, pe coapse, până la bazin. Simți cum spatele tău se îngreunează. Abdomenul este greu. Pieptul este greu. Mâinile sunt grele. Capul greu. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Cameliei. 1, 2, 3. Ești într-un loc întunecat. O ating și o identific, știi? Da, ea este. Dar și ea este acoperită de o energie, ca și cum ar fi îmbrăcată într-un balonzai de la de ploaie, dar transpare. Și cum erau pe vremuri, cu glug, cu tot. Parcă și pe față are o mască și masca este bombată așa în dreptul ochilor și a obrajilor. Se văd liniile de contur și dar este desculță și are picioarele tare subțiri, aproape scheletice, așa arată. Și deci, contrar cu gleznele acelea, ca niște oșioare, știi, laba piciorului este foarte mare, așa, și parcă plată. Și pășește prin băltoace, este un fel ploaie, să zic, mai degrabă o lapoviță de culoare gri-neagră, așa. Pășește prin lapoviță, se văd urmele. Și dispar, după 2-3 pași, dispar urmele. Urmele. Da. Ce? Nu este singură. Da. Sunt multe suflete care arată așa. Unele sunt copii, unele sunt adulți, mai bătrâne, mai tinere și da, toți în situația asta ei. Pe toți îi mână ceva din spate. Cum mai mâna oile cu un Da, băț. o turmă, să Da, zicem. da. Deci, Întreabă-o, Cris, dacă vrea să lucrăm împreună. da, spune că da, dar se uită cu frică la acel Da. ceva asta. Se duc Pune ceva într-o reglează, Cris, da? Te deranjează mediul de acolo? nu știu, Musai, nu, Ok. nu. Așa. Ce spune? Poate că este. Le conduc. Sunt mai multe entități, de fapt. Da. Este una mare, care parcă împinge, da, și are o chestie așa, ca o vârguță, cu trei ochiuri, parcă cu un act de siguranță, cu trei ochiuri, Da. în capăt, care, ca un șoc energetic, le aplică la cei care rămân în urmă și mâna, e mână. Deci îi duce prin ploaie, îi lasă urme. Este ceva cu o lumină difuză acolo, lăptoasă. Și sunt ca niște sicrie. Da. Se pun în sicriu. Ah. Se pun toți în sicrie. Da. Sunt dispuse precum paturile supraetajate la copii. Da. Pe la internate, cum erau înainte, da? Dar primul șir de jos
Este așa, cu niște piciorușe mici, chiar pe sol, cum ar veni. Da. Solul parcă este făcut din gheață, dintr-o gheață care a fost spartă deseori, știi, și are Da. tot fibre, așa arată. Și se pun la locurile lor, da? Da. Și apoi? Apoi parcă adorm. Parcă este diferența asta dintre noapte și zi, cum este și pe Terra, știi, în viața fizică. Așa îmi vine informația că ar fi duși să doarmă, știi? Da. Entitățile astea țipă la mine, Da. sunt agresive. Țipă, spun să ies afară, că n-am voie să mă uit aici. Aha. Și am spus că din moment ce e partea subliminală, sufletul ăsta, așa, la care m-a trimis, am spus și cine și cum, și Da. a acceptat ca eu să mă uit la ceea ce face și așa mai departe, am tot dreptul. Așa. Spune, bine, atunci ia-ți-o, ca și cum mi-ar A. da-o pentru 5-10 minute și după aia să vină înapoi. Ceva de genul, Da. adică să n-audă celelalte Da, suflete, știi? se feresc. Da, și ea vine după mine așa slăbuță cum este. Este foarte bătrână la față. Parcă are 100 și ceva de ani. Da. Acum când merge cu paralel cu mine. Da, și deci am ieșit printr-o ceva care se deschide automat. Cum este O o ușă trapă, de... o ceva. Da, o ușă din aceea de garaj, da? Da, suntem pe navă. Da? Da, acum mi-am dat seama. Pentru că am ieșit fuguța și m-am uitat. Da. Dar entitățile alea ce fel de entități scris sunt? Adică Ele cum le-ai văzut? sunt un fel de roboți. Ah, am înțeles. Numai entitatea care m-a certat și mi-a zis să Da. ies afară este reptilian. Aha. Sau draconian, una din două, este foarte bine îmbrăcat. Știi, Da. într-un costum din acela, parcă-i plexiglas, știi, O tot, să vedem noi mai încolo, fibră, da? da. Acum ești afară din navă? Unde ești? Afară pe un Suntem, hol? da, nu sunt afară din navă cu totul, ci Așa. doar este suflet, n-are corp fizic. Da. Așa, și, ba, aud reptilianul, deci el aude tot ce vorbim noi, da? Da, Zice că, ba, că are corp fizic, dar nu l-am văzut eu. Aha. Da, și zic, bun, o să venim să-l vedem. Da. Partea subliminală, ce ne spune Cristina aici, cât avem ocazia să discutăm cu ea? Cât ne-a dat bilet Da, de voie, i-a dat bilet de da, voie. da. O întreb repejor dacă și-aduce aminte de viața din care a plecat și spune că și-aduce aminte, dar din altă viață, nu asta Da. care i-am dat eu informația, din altă parte, dar ceva și-aduce, că s-au mai întâlnit, îmi spune. Da. S-au mai întâlnit și spune că, zic, uite, așa și așa, ea a dorit ca tu să fii liberă și spune, păi mi-era datoare de acolo. Aha, din altă viață, adică. Da, adică că ar fi salvat-o, știi? Da. Așa, și zic, uite, acum se împlinesc, zic, totul este bine așezat și nimic nu este întâmplător. Așa, și zic, dar tu trebuie să pleci din locul ăsta, știi? Bine, dar asta dacă îți dorești, pentru că nu știu cât de bine stai aici, stai Păi bine? să o întrebăm, adică asta vreau să văd Da, cum stă acolo, cum se simte zice că acolo. nu se simte bine. Spune că este ca un fel de sclav, adică trebuie să asculte de roboții ăia și de Da. insul ăla, așa îi spune, insul ăla Insu. spune, dar îi spune că este sălbatic. Da. Adică se poartă urât, da? Da, spune că ne mână ca pe niște vite de povară. Și zic, dar de unde va De aducea, zic, unde asta, cu zic? tălpile goale și Din așa și, ploaia aia. da, și spune, păi atunci spune, nava se aliniase cu una din planetele unde noi trebuia să facem lucruri, spune. Da. Și zic, da, ca ce vă folosește? Spune, tristă și cu lacrimile, Da. spune. Ne folosește ca fantome, spune, ca sperietori, Ah. să speriem locuitori diverselor planete, ca spectre îi folosește, știi? Și Da. zic, bine, dar nu vă simt că sunteți suflete, zice, ba da.
Și zic, acolo unde a spus, zic, ce fel de planetă era? Spune, era o planetă mixtă de niște oameni care nu sunt oameni, spune, n-aveau lumină înăuntru și erau și câțiva, spune, cu lumină de suflet. Da. Și îi sperie, pe cine sperie? De exemplu, pe planeta asta, dacă erau foarte mulți fără suflete, pe ăia puțini cu suflet, vrea să-i sperie? Vede și pe cei fără Și suflet, pe că cei fără suflet. aia se sperie mai tare decât ăștia cu suflet. Și Înțelegi că nu da. înțeleg. Da, și speria ce făcea după aceea, după ce îi speria, le scădea vibrațiile și îi lua și pe aia, ce făceau reptilienii? Nu, deci cei care spune că cei care n-aveau lumină mențineau sperietura. Deci e Da, Gregorul general. da, da. Ele stăteau în vibrațiile acelea joase, știi? Adică Dar înțeleg că ea în de planeta atât aia n-a... era tot un metric scris? Un Matrix, e planetă pilot, unde A, sunt planetă. răpiți și duși ca să vadă ce reacție au în diverse A, locuri. înțeles. Deci văd cinci astfel de planete. Da? Da, este un plan draco-reptilian. A, înțeles. Și de când stă așa, face treaba asta? Îi mână, îi duce, îi aduce? De când a plecat din ultimul corp? Spune că nu și aduce aminte, dar crede că de foarte mult timp și nu se mai termină, spune. Zic, uite, acum o să se termine. Așa. Și zice, oare pot eu să mă smulg de la ei, pentru că ei, după ce am plecat, spune, s-au mascat în ființe de alea, știi tu, care sunt pe la biserici. Spune, Ah. așa, și spune, eu m-am dus repejor la ele, dar deja când să-mi dau seama, spune, erau în brațele lor și m-au văzut zucnire așa și le-am văzut fețele, spune. Da. Și spune, erau ciudate ca de monștri, nu erau ceea ce am crezut eu și aveam, spune. Și atunci, spune, eu am strigat la ceilalți Da. și ceilalți mi-au promis că vor face ceva să mă smulgă de la ăștia. Deci ăștia Și... care au luat-o erau ăia din de pe la biserici, ai zis? Sau ăștia alții negri? Deci, ăștia care au luat-o s-au mascat în dea. Ndeea și Și-au erau pus d-ăștia holograme. urâți, Și da, așa. și Și după partea aceea s-a mai suplimentară. rugat odată să vină ăia Da, adevărații ca da, să o da. salveze. Da, Așa. și cei adevărați o ajută să se curețe chipurile, da? Așa, Deci, tot da. acolo sunt. Cum au Deci, ajuns? n-a făcut, n-a ieșit bine din corp, ca și făcut contracte, practic. Da. Da. Așa, și au zis că o ajută ăia, dar ea e rămasă tot cu ăștia. Asta spun, nu înțeleg eu. E rămasă pentru că vestul, deci ea, pe de o parte, mergea la biserică și făcea și drăgea, dar în rest era păcătoasă. A, deci nu Era, pot să o era, ajute chiar acum nu, ăștia, era și da? un pic spurcată de gură, spune, înjura, vorbea urât și apoi făcea tot felul de lucruri care contraveneau și spune că a fost prea grea ca să o ia cu ei. Și-a mai Înțelegi? lăsat-o aici la Energetic, da, și spune Cernut. că, da, că imediat după ce își termină treaba aici cu ăștia, o să o bage într-un program de curățare. Ce au spus, da? Adică, cu alte cuvinte, s-au oferit, știi, ca să fie o monedă de schimb între unii și alții. Da. Și nu i-au spus, nu i-au dat niște repere, măi, parte subliminală, noi o să te salvăm după ce, eu știu, tu ajungi sau faci anumite lucruri, că timp nu e acum. Da, păi tocmai așa spune, că aici nu este timp. Deci e Spune, pe nedefinit stai aici cu ăștia până... este practic o sumă de acțiune aici. Da, așa Ăsta se vede. este timpul, da. Da, prin suma acțiunilor. Da. Păi și practic stă așa până la... Nu se știe că stă, deci ea n-are o noțiune. Mai speră că vine aia să o salveze? Spune că nu speră, știe. A, știe. Da. Hai să se uite un pic înainte. Are posibilitatea să deruleze și să vedem când vin ăia, dacă vin. Să deruleze evenimentele, suma acțiunilor astea. În față.
Spune că din moment ce așa nu poate să dea nici înapoi, nici înainte, cum ar veni. A, N-are butoanele. n-are butoane și carul nu merge Și nici așa, n-are nici așa. nici voie, spune că spune tu vorbești cu mine, dar în același timp și reptilianul țipă în capul meu. A, Sau ce știi, sau tipă reptilianul în capul ei? că ajunge și trebuie să vină înăuntru A, deci la și apel, atunci. zic pe eu dacă te aud pe tine, ceea ce gândești tu, doar nu vorbim cu gura, zic, cu gura relatez acolo, de unde am plecat, zic, dar noi vorbim în cap, da, zic, telepatic, și atunci zic, l-au și pe el. Și zic, tu știi de fapt și de drept ce ești? Da. Și spune, uite, sunt un suflet care a greșit mult. Și zic, în afară de a-ți arunca cu cenușă în cap, că așa se Exact. spunea pe Tera, zic, în afară de asta, ești o lumină din lumină, da? Din lumina pură, din lumina adevărată, iar ființa aceea care te ține, așa, Te în, mână și cu te... sau fără voia ta, dar și face toate alea cu tine, zic, nu este o lumină din lumină. Zic, este exact acei oameni pe care ai văzut tu, Pe adică, planete acolo. zic, ceva un pic mai mult, care un pic de minte și un pic, are Are conștiință și minte, da, de minte inteligență. și spirit. Da. Ce Și zici? zic, tu știi că aici suntem în sfera ta energetică? Tot ce Da. se întâmplă în mintea ta, în sfera ta energetică. Și spune, băi, n-am avut ideea asta. Zic, da. Zic, tu aici poți să-ți întinzi sfera cât vrei, da? Și zic, tu știi că tu ai puterea ca să-i spui acelei ființe care se dă mare și Entități tare, care zmeu țipă. zmeilor, așa, se spui vino în fața mea? Și zice, ea să văd. Păi ia I-a să spus încerc. vino, i-a spus, a și venit, da? Așa. Da? Cum a Și venit, Chris? Că vreau să-l văd pe este ăsta. soldat, este soldat. Da? Soldat, da, ți-am zis, are o armură pe el care pare a fi transparentă la exterior, da? Este mare, puternic, are în jur de 3,70 m, așa îmi vine. Da. Și este foarte bine înarmat. Deci, Da. pe din afară, parcă ar avea o crustă dintr-un material cum este asbestul, da? Transparent. Da. Așa. Dar înăuntru, acolo, deci sunt câteva straturi din materialul ăsta și între ele sunt circuite ceva, dar este o uniformă. Ah, Înțelegi? Un Deci un costum de fel, nu, nu, protecție. dar un gen de cyborg este. A, asta. Adică inclusiv are arme la cizme, la bote, știi, are arme în părți. Un gen de arme, ceva care scot o flamă. Auzi, Chris, dar se mișcă greoi cu atâta costum de ăsta pe el sau se mișcă ușor? Tocmai că nu se mișcă greu, parcă Nu. zboară. Cred că A? este ceva ușor, da? Parcă ceva crescut, așa îmi Pe vine el. informația, da. Parcă este în legătură cu sistemul lui, știi, propriu. Da. Și de asta este ușor, da, Ăsta și este reptilianul ăsta, draconian, ce-o fi? dracoreptilian este. Draco-reptilian ăsta, șeful de aici, care-i mâna? Da, acel care mâna roboții, da? Așa, și are un buton, deci are o centură complicată, Da. e greu de descris, parcă e o centură de explozibili, mai că e fin explozibil, înțelegi tu, și are tot fel de sisteme, dar la spate are un buton, uite așa, roșu, da? Deci în momentul când i-a spus partea subliminală să se dezbrace, Da. vedem, deci s-a apăsat și a devenit verde și s-a desfăcut pur și simplu. Și uite, s-a făcut atâta, cât un pumnișor. Deci este Cine? o El? bucată, uniforma. A, uniformă. Da. Așa. Și acum cum este el, de fapt, Cum este el? Draco reptilian. Păi are și piele de reptilă, trăsături de reptilă, dar are gura bovină și coarne. Așa. Și în plus are niște țepe la coate, pe la mâini, deși este umanoid și care nu iau reptilieni, are ca niște ghimpe așa are, și la mâini și la picioare. Iar labele de la picioare sunt exact cum sunt la părțile subliminale acolo. Deci foarte late, foarte late. Da. Mari, cam mari.
Îmi spune Mars atât așa, ca la rață, așa, și plate. Și Așa. are unghiuțe, na. Gheruțe sau unghiuțe? Unghiuțe. Încă e în fața acolo, Chris. Gheruțe, da, de albinele, da, Da, chiar. da, da. Da. Așa, Chris, deci l-a pus în față și să-i spune părții subliminale să-l pună într-un clopot de lumină, da? Da, Înțepenit până la gât, să nu l-a mai pus. țipe. Da, și nu face ceva șuieră când respiră sau face ceva de genul. Cam așa se aude. Da. Cum îl cheamă Chris? Ne zice? Dacă spun că a spus că îl cheamă Aloe. Cum? Aloe! Aloe? Și eu complet avera. Da, Mi-a știe că pe terase face suc, se strivește așa, se face un suc din ea. Și... ar vrea el să aibă proprietățile. Da. Așa, Aloe îl cheamă, da? Aloi să-l cheamă. Aloix. Da, Ok. doi de el. Adică să-i pronunț corect numele, are pretenții, da? Și zice, este foarte agresiv și zice, ați venit voi aici, adică tu și eu, să faceți voi ordine, spune, în casa mea, spune, eu vin să fac ordine în casele voastre, spune. Dar nu cred că confundă casa. El. Nu cumva confundă casa? Nu el se află în casa părții subliminale? În interior, în sfera energetică? A uitat? Zice că nu înțelegem că sufletul ăsta e un pic decăzut. Un pic, auzi cum se exprimă și spunea, a căzut din sferele înalte, făcut o fel de prostii, spune, a fumat, a băut, a înjurat, a făcut și altele, spune, și trebuie să-și tragă bănoasele acum. Pentru ce crezi că așa faci toate prostiile când trăiești și după ce mori așa zbori în ceruri? Îi spune asta către partea subliminală, da? Și văd partea subliminală, știi cum îi spui unui om lucruri neplăcute și face fețe, fețe, a face energie, energie, știi? Partea subliminală, da? Și deci văd sentimentul de vinovăție, rușine, știi? Curgând ca o cerneală în structurile, parcă nu e destul de jumulită, știi? Mai accentuează stările astea, stările, zice, uite ce-mi face, știi? Parcă se chicește de durere, retrăim, știi? Că nu-i vorba numai de ce a făcut în viața asta, știi, din care am venit noi și Nu, le din aduc și pe ne alea de... adună și de la Ana și Caiafa anul la mă Exact. fine că și ei au fost. Eventual și de la Da. bunici, străbunici, nu numai ale ei, da? Da. Așa. Partea subliminală, Cristina, ar trebui să știe că până la urmă o parte subliminală, liberă, trăiește cum vrea. Dacă Da? știi ce are asta în mână, deci imediat ce am început, știi, să îl întrebam și asta, știi cum se ducă ea prin market cu și scrie ce marfă lipsește de pe rafturi. Are Da. ceva de genul, dar e ceva, Inventar, ceva. o sculă, un instrument cuantic și are un fel de creion cu care face zzz deasupra, parcă curentează așa și scrie, face tabla mulțirii. Ce? Dacă nu, tabla mulțirii. Cum Deci, crezi? este 1 ori 7, da? Așa. A, Adică, de 7 ori fiate, câte, ajungem la alea? deci fiecare păcat pe care l-a făcut odată sau de 2 ori, îi se mulțește cu 7. Da, la cumva a făcut curs intensiv cu ăla care a zis de 7 ori câte 7? A De fost la asta. curs intensiv Făcut la ei? un gen de geometrie cuantică, ceva că așa, deci desenează și lucrurile altfel, știi? Da. Deci le converge pleacă într-o formă geometrică, știi? Ca și cum ar fi un program, un cod de program. Dar în orice caz, ceea ce îl mulțește sunt păcatele, părții subliminale. Da, Ca da. partea subliminală să bage de seamă să-mi fricoșeze. Pentru că am sfătuit, n-am avut timp să spun, să taie legăturile cu el. Și au scris, putem să canalizăm pe ăsta? Da, cum? Sporcăciunea asta?
Pregătești tu și îmi zici când ești gata. Sunt. Bine, număr de la 1 la 3 și mă lași pe aloe vera să vorbească. 1, 2, 3. Aloe? Da. Cum trebuie să pronunți corect, spune-mi tu, ca să nu greșesc, că am înțeles câte supe. Aloix. Să știi Aloe. că nu mi-a plăcut că ai spus purcat. Nu? Nu. Păi știi de ce am spus? Că aș vrea să-mi spui tu dacă cumva maică ta e vreo fecioară și te-a crescut pe tine Da. fără pată, Da. fără pată, tu n-ai niciun nu că n-ai greșit niciodată în viața ta, tu ești așa. Deci, uite, eu sunt soldat într-o organizație, da? Așa. Palmaresul meu chiar este fără pată. Așa. Palmaresul tău. Eu vreau să privești din punctul de vedere în care tu judeci partea asta subliminală, îi scrii acolo, îi notezi păcatele de 7 ori, Deci, de 2 ori 7. eu nu sunt judecătorul suprem, da? Nu. Deci, pur și simplu, ceea ce fac este să aplic aici un program. Am înțeles. Dar cum îl aplici tu? Că de-aia te-am făcut spurcat. Cum aplici tu program părților subliminale cu instrumentele tale când tu ești un vai de capul tău care mâni părțile subliminale de la spate, le dai cu vergeaua și le și mai și curentezi și le chinui acolo de când le chinui pe părțile astea De ce? subliminale? Înainte de a mi te adresa așa și a mă condamna, da, pentru perpetuarea unui program, ar trebui să întreb dacă eu am făcut programul respectiv, Ia da? spune-ne, cine a făcut programul ăsta? Mai mari. Mai mari tăi cine sunt? Cum se numesc? Dă-mi niște repere, dăm pe unul, dăm pe altul. Nu am acces. Nu ai acces? Deci tu nu știi nici cine măcar te-a programat? Ba da. Ia zi, cine? Iau pe scară ierarhică. Elohim. Elohimii te-au programat? Deci tu ești soldatul Elohimilor? Nu Elohim, Elohim. A, Elohim. Ești soldatul El 1. L1. Cine este? Uite, n-am auzit de el. Sunt Elohim și Elohim. Așa. Deci ăștia sunt Elohim de gradul 1? L1, așa se numește șeful meu. Mă, șeful tău, așa se numește. Șeful tău cu ce se ocupă el? Corectarea părților subliminale. De fapt, pedepsirea părților subliminale, că cu asta văd că se... Te ocupi tu. Corectarea, ai spus bine. Da. Și după ce, deci cum s-a corectat partea asta? Prin ce metodă ai corectat până acum partea asta subliminală împreună cu celelalte de acolo, prin ploi și noroaie, slabe, amărâte? Ele n-au corp fizic, așa că nu simțeam nu simțea Nu noroi și simțea. vrea. Nu. Dar mental simțea, da? Toate acele senzații. Percepea. Așa, cum le-ai corectat? De când a fost adusă partea asta subliminală acolo, deci tu cum ai corect? Cum s-a corectat partea asta subliminală? Cum ai văzut? Cu nuiaua, da? Cu vergeaua. Este altceva, nu este o... Ce este Deci, aia? creează un gen de energie paralizantă. A, da, e o armă, da, mai rău. Blochează. Da, este o armă, da. Da, o nuia, armă, blocantă, paralizantă, da? Altfel, toate ar zbura și nu s-ar curăța de păcate niciodată. Dar ce vă pasă vouă, mă? Să se curețe părțile subliminale sau să nu se curețe? Ce treabă aveți voi? Curățați-vă pe voi. Pune-l pe Elohim ăla să curețe el. El e curățat? Ia uite-te la el. El unul este foarte supărat pe tine, îți transmite prin mine. Da. Știi Da. cum? Știi cât mă afectează? Știi cât de frică mi este? Anulez. La mișto zic. Nu mai pot. Transmite că n-ai să știi ce-ți vine. Chiar știi? Chiar știi că cu nimic nu mă pot înfricoșa pe mine ăștia, animalele astea. Elohimul ăsta cum arată? Că ești după chipul și asemănarea lui, tu? Creat? Că știi Oarecum. că așa scrie în carte. Oarecum. Omul a creat după chipul, deci ceea ce au creat trebuie să le semene, da? Da. Nu fizic vorbind.
caracterial, din punct de vedere al însușirilor și toate. Deci așa cum ești tu cu vergeaua, așa stă și el unul ăla. Tot cu vergele de-astea și cu arme paralizante. Da. Așa se face, așa se ține turma, da? Da. Turma se ține cu vergele, cu paralizante. Stați voi singuri. Stați voi singuri. Da, stă Dar ce cine vrea să stea. după carne e nevoie de vergea. Când sunteți în carne, vergelele vi le face singuri. Să stea cine o vrea și cine nu vrea să înțeleagă, da? Deci îți repet că el este foarte supărat. Eu îți repet că pur și simplu mi se... E o vorbă, da? Aici, pe Terra. Deci, ăsta e unul. Și după el, cine mai urmează? Ierarhic, alt șef. Șeful lui L1. Manu. Manu. Manu ăsta, cine mai este? E Și șeful pe... peste Elohim? Da. Peste toți Elohimii, da? Peste unii dintre ei. Peste unii dintre ei. Și Manu ăsta așa mână pe... Și el la rândul lui are o vergea, o armă și mână pe Elohimii ăștia peste care e șef și Elohimii te mână pe tine, vă mână pe voi, tot așa, E... cu vergele? Asta e metoda, sistemul de corecție? Nu, noi practic, deci ființele care lucrează cu ei au un fel de implant. De fapt, avem mai multe, dar... Câte părți subliminale aveți în programul ăsta? Uite tu, de exemplu, aici, câte părți subliminale sunt? Care le folosiți de fantome, care le duceți pe cinci planete să speriați? 880. 880. Da, deci... Pentru... Uite, nu poți să folosești același lot tot timpul, Nu. înțelegi? Pentru că a crea ectoplasmă pentru un descarnat este un efort energetic mare. Și atunci noi trebuie să-i punem la încărcat acolo. În sicriile alea? Am înțeles. Ok, Deci, deci vezi, pentru vezi cât tu. timp? Timp nu există acolo, dar cât trebuie să stea părțile astea subliminale până când nu mai pot, nici măcar nu se mai pot încărca în sicrie, da? Când nu mai le Care puteți folosi, ce le faceți? dau dovadă de, cum să spun, creează, da, care sunt creative, deci pleacă într-un alt lot, altundeva. Creative în ce sens? Ce trebuie să creez? Adică nu respectă moșa în tocmai programul. Înțeles, sunt creative, adică asta înseamnă că, uite, am avut părți subliminale care, băgate în programul ăsta, au cerut au găsit de cuvință și s-au conectat cu ce nu trebuia și au cerut ajutor și au plecat din lot, cum ar veni. Păi și partea asta subliminală a cerut ajutor. N-a cerut tot la cine se ducea ajutorul ăsta, nu la Elohimii șefii tăi? În timpul exercitării serviciului lor au cerut ajutor. Adică în loc să sperie, s-au cuplat cu cei Ah, pe acolo pe planete. Da. Ah, deci n-au mai respectat programul ăsta, Da. da? Au ieșit, au sărit de pe Atunci. șină. Atunci ei sunt îndepărtați din lot și duși în altă parte. Și vă aduceți alții, noi. Unde Nu, sunt duși ăștia care au cerut ajutorul? nu ne mai ducem alții noi pentru că se pare că proiectul se va sfârși. Nu este atât de. Nu dă Unde se duceau rezultatele ăștia? Unde îi așteptate. duceați pe ăștia care săreau după linie? Cereau ajutor. La reîntrupare. La reîntrupare pe Terra sau prin alte părți? Nu, pe Terra, că acolo e bine. Acolo e bine, da? Acolo e ferma mare, da? Sunt multe ferme. Toți v-ați făcut ferme pe Terra. Și Tu pe Terra știi și în afară. ce înseamnă să... Bine, că nu sunt numai eu pe navă, sunt și alții. Adică facem curândul, sunt în partea din spate a navei. Nu crezi că pot eu singur să gestionez 880 de cai narăvași. Nu poți tu. Că programul Bine, tău o dar fi limitat, unele, înțeleg. deci
Primele trei etaje inferioare sunt complet inconștiente, înghețate. Adică să nu crezi că scoatem pe toate odată. Nu că. Sunt echipe, loturi după abilități, cum ar veni. Așa, cu planetele alea, de ce trebuie să-i speriați pe locuitorii de acolo, de pe planetele Ca să știe să creadă într-un Dumnezeu. alea? Așa se Să crede nu în Dumnezeu? fie atei, da? Să creadă că există, deci sufletul a plecat, nu și-a făcut treaba cum trebuie și este prins și bântuie, știi, și e fără de Dumnezeu și să știe să creadă. Cine a inventat acest criminal de Dumnezeu, acești criminali de zei și Dumnezei, care se comportă așa, vreau să-mi spui și mie, care se comportă așa cu părți subliminale, le ține în teroare, părți subliminale care n-au înțeles, da, s-au lăsat pur și simplu duse în programele astea. Cine sunt ăștia, mințile astea diabolice? Cine i-au creat, deci Da, cine a creat și a pus să și acționeze? fricile voastre și groaza și faptul că ați făcut faptele i-au creat și hrănit. Da, Da. am înțeles. Și egoismul vostru. Egoismul nostru? Am înțeles. Sub egoismul nostru exacerbat și sub influența voastră. Egoismul vostru pentru că vreți totul pentru voi. Am înțeles. Egoismul nostru că avem pentru noi. Fiecare, eu zic așa, fiecare se descurcă cu ce are. Mi se pare normal să fie asta, da? Și nu vin unii ca voi, Dumnezei, zei și parazei, paralei, pot să spun, sau cum vrei să le spun, Deci nu vreau să-mi ții teoria. care vin să. Păi nu, tu ții teorie. Tu ții, Deci vorbești de egoism. tu ții teorie și îți impui propriile tale păreri. Că au făcut, că au dres, că Da, ce vrei, să te ascult pe tine și ai să accept uitat părerile voastre? când semnai pe tablă cu creionul magic la prezență. Noi fi semnat, uite-mă acum, da? Așa discutăm acum, da? Ai măcar idee ce reprezintă toată nava asta, toată stația și unde suntem, în ce densitate te învârți. În ce densitate sunteți voi cu nava aia? Deci este o densitate ca un iad, dar suntem în minus 1, da? Între minus Așa. 1 și minus 2, da? Așa. Ai idee ca să răzbată deasupra un suflet ce trebuie să facă? Un suflet ca să răzbată deasupra trebuie să se conecteze cu cine este el, cu lumina lui, adevărată dinăuntru, să scoată fricile afară, să înțeleagă, să conștientizeze și zboară, pur și simplu, cum ai spus tu. Zboară de acolo. Zboară, dar tot greu este și tot la noi ajunge. Ai, mă, nu mai spune. Uite, eu acum m-am cam plictisit de tine și o să număr de la 1 la 3 și vă Nu-ți las cu Cristina, da? convine ceea ce auzi, Ba nu-ți nu, ție convine. nu-ți convine. Eu ți-am spus și am dat și soluția cum ies sufletele de acolo și acum Or, pun partea subliminală să oricum, ai un transmită la cele mare, te-a 800 de notat. suflete această informație Da, pe te-a căile notat. naturale dintre părțile subliminale. Te-a Acum partea notat subliminală el. transmite. Număr de la 1 la 3, 1, 2, 3. Amenință. Atâta știe. Da. Auzi, Programul nu știe nimic, dar știe să amenințe. când te amenință sau faci ceva, deci ai dreptul să-i faci tu. Da. Prin legile naturale a Da. Universului. Deci Partea mai avea o subliminală. leacă și sfârșea pus într-o bombonică. Așa. Da, Și colecția de Cristina iad. n-a mai apelat deloc la colecție, la nimic. Da, Adică chiar ne-am purtat colecția cu frumos. mănuși. Da, colecția de iarnă, da. Acum urmează, da? Da. Așa, ok, partea subliminală, ce a înțeles de aici, din discuția asta? Partea subliminală zice că pe ea a ținut acolo în minus 1, cum spune. Da. Dar unde suntem noi aici, are dreptate, da? Așa nu mai suntem în minus 1, suntem deasupra. Da? Și că el a venit și a, cum să spun, a copiat holograma de acolo și a aruncat-o cum ar veni aici să creadă ea partea subliminală că tot acolo Tot este. acolo e, dar de fapt Da, ieșiți și de acolo, oricum da, ieșiți. da, da.
Da, și spune că poate că acolo unde era ținută, știi, era minus 1. Și da, a dat informația. A Așa. dat informația și sunt foarte multe suflete care deja erau rebele, da? Deci Și planul s-a ăsta plâns și... se... Da, planul ăsta se cheamă Noxim. Aha. N mare, O mare, X mic, I mare, M mare. Noxim, Da. adică intoxică părți subliminale și nu numai pe 3-5 planete, da? Da. Prin acele Da. fantome. Ok, partea subliminală înțelege că are un contract făcut cu ăștia, Da. cu Elohimii, cu Da. neamurile cu ăsta, Da. și că indiferent ce ar fi făcut, cum ar fi făcut, a greșit, ce a greșit, înțelege, conștientizează și că nu trebuie să dea socoteală la nimeni. Zice, da, trebuie să-mi dau socoteală mie, da? Așa. Spune dacă eu consider într-adevăr că am făcut singură ceva greșit, spune eu, spune cu ființele care sunt într-adevăr, spune albe, perfecte, din lumină pură, mă ajută să-mi înțeleg greșelile și spune Exact. acum mi-am adus aminte, da? Da. Că eu am fost, spune, de 5 ori în viețile mele, în situația de a pleca din mizeria Aha. aceea și de a evada, spune. Da. Dar spune în același timp este ca un examen, ca și cum ai alege, înțelegi care e cea mai grea, cea mai spinoasă, să te maturizezi, practic, ca și suflet, spune. Și Da. zice, acum m-am înțeles, spune. Da. Spune din moment ce ei susțin că acele vieți sunt niște iluzii și nu sunt reale, atunci și suma păcatelor mele sunt tot ireale, spune. Da. Și zice, și apoi eu sunt gata să mă corectez, da? Să mă purific, spune, dar nu cu ei și cu ajutorul lor, ci cu ajutorul luminilor ca mine, spune. Și zice, nu poți să te corectezi atâta timp cât vine lângă tine ceva care este mai jos vibrațional. Exact. Asta nu înseamnă corectare, spune, înseamnă Da. recontaminare și contaminare, spune. Da. Ca cineva să te ajute să te corectezi, spune, trebuie să fie mult, mult mai sus ca tine. Exact. Cam ce se întâmplă, Cristina, mă rog, nu este așa, dar chiar așa, dar cam asta se întâmplă, știi, criminalul dus la pușcărie pe Terra și stă printre alți criminali, la corecție. Se corectează ăla. Își schimbă tehnicile între ei. Exact. Se îmbogățește, adică, Își în da tehnici. palmaresul și magic. Da. Da. V-a Și zis el cu iese afară și apoi face imediat palmaresul. altele. Palmaresul reptilei este fără pata, dracu reptilianului. Da, Al fără lui pată, aloe da, vera. palmaresul, de palmares vorbea, exact. Da, da, da. Da, au scris, dar stau acum și mă gândesc că până la urmă chiar și acest sistem de corecție prin închisorile astea pe Terra, eu cred că tot ăștia l-au proiectat. Da, pentru că închisorile sunt, la început au fost făcute de entități și rase barbare care colaborau cu ele, da? Deci, bineînțeles că este o replică a tehnicilor lor în sistemul social. În fizic, în Da, 3D, da, da? Tot da, de ei da. sunt create Pentru și... că, practic, deci, intri într-un program de privare de libertate acolo, da? Da. Deci, acolo te privează de libertatea corpului fizic, da? Aici privează de libertatea corpului energetic. Exact. Dar programul vezi că uneori este învățat deja din fizic, da? Și, mă rog, un singur lucru să zic, pentru criminal vorbesc, Cristina, că, mă rog, alții fiecare cu ce a făcut. Singurul lucru bun să zic din acest sistem e faptul că sunt izolați și nu mai produc alte crime, adică. Dar în rest, corectare sau... În genere, deci, foarte rar, deci, cum să spun, în condiții extreme și ca să atragă
karma grea, deci un suflet ucide alt suflet, da? Trebuie să aibă, deci, o conexiune puternică, ceva rău, inconștient, știi? În genere, sufletul simte suflet, da? Așa că mare parte din ceea ce vedem este ori că o clonă a ucis, ori Da. că au fost ucise clone. Deci, la 70% Da, din da. cazuri, da? Da, am înțeles. Ok, Adică, Chris. Ah. doar știi că lor nu prea le convine să se ucidă între ei, dar o fac dacă sunt influențe demoniace, draconieni, reptilieni, de joasă vibrație în gen. Da. Ok, Chris. Deci partea subliminală a înțeles, da, lucruri de aici. Da. Și am mai înțeles că n-are ce să mai caute pe aici prin închisorile Așa și astora. am mai înțeles că prin promisiune a cedat-o o parte, deci o bucată a ei, știi, a pus să fie, cum să spun, ținută în programul încarnatorilor, știi? Da. Este o parte, ca și cum ar fi tiparul, așa, ci că i-ar fi fost explicat. Tiparul ca un fel de bucată într-o matrice de-a lor. Da, Alții, da. mai degrabă Garanție, matrițele. dacă, cum Da, știu, să-și ia, da? da, da, Garanție. da, da. Partea subliminală știe că poate să-și recupereze toate părțile, dacă vrea. Da, înțeles că ea singurică mi-a spus că e acolo, da? Și își cheamă și i-a spus cu totul, las-o să se unifice așa cum este, da? Să-și cheme toate părțile de peste tot, toți până la ultimul foton. Da. Toate timpurile, spațiile și locul. Și apoi cu totul să se purifice, da? Da. Să dea vinovățile și tot afară, pentru că Exact. a le ține înăuntru nu mai înseamnă la nivelul energetic la care este aici a învăța, da? Da. Mai degrabă le scoate în față, da? Și învață din ele. Face. Da. Și spune, aș vrea să am o putere mare, așa, să deschid o gaură, spune, de unde sunt aici Da. și până acolo, unde am trăit ultima dată, Da. și să strig la toată lumea că este atât de fals, spune sistemul ăsta. Și spune, este atâta minciună acolo și spune, se țin în această minciună și spune, foarte mult se țin în minciună pentru că le este frica de responsabilitate, spune. Zice, mie nu mi-e frică, ai văzut, spune. Nu mi-e frică nici de ceea ce am făcut rău ori bine și Da. sunt gata să mă purific, să fiu așa cum trebuie, să mă înțeleg. Dar la mult, spune, este multă lașitate acolo. Deci, să dai ochii cu propriile umbre, spune, cu ceea ce ai făcut în atâtea vieți, poate, sau chiar în viața respectivă, spune, noi în corpurile fizice ne disimulăm până când și atunci și ascundem lucruri, spune, dar aminte când îți vin toate în față, spune. Da. Și zice, aș vrea să transmit asta, să Ok. audă, spune, să Da. audă toți. Să audă toți și Da. să mai audă că nu poți să stai într-un sistem care te ține prin frică. Cum să stai în sistemul ăla? Stai și gândește, ia și citește. Ce spune sistemul ăla? Indiferent care ar fi el, de ce fel ar fi. Sistemul care te ține în frică, Prin așa, frică. prin frică, da, asta înseamnă că tu, dacă ai intrat în contact cu frica, tu ai vrut să știi ce e frica. Să o pipăi, să o miroși, la un moment dat ai uitat ce ești și ai rămas în ea. Exact. Ok, Cristina. Acum suntem, deci a dat afară vinovăția, a dat afară rușinea. Ce mai avea Da, dat ia se. rușinea? Mai găsește ceva? Deja se vibrație, emoții? Ciudă. Ciudă? Da, Deci este una are din... ciudă. Da, pismă, ciudă. Pe cine? Multă. Pe ce? Pe ea? Inclusiv pe cei care au rămas în urmă când a murit. De Spune ce? că ăsta este sentimentul dominant. Ca Da. și cum voi mai trăiți încă și eu mă duc, știi? Ceva Ah. de genul anulez, da? Da, spune că ăsta, deci pe vibrația asta a plecat, da? Și 218.
Vibrația ciudei, Da, da? da, 218. Da. 218 și un galben așa muștăriu, cu vârste negre, murdar. Da. Așa ca și culoare, știi? Da. Spune că a plecat, că vroia să mai stea, da? Da, Și zice nu. că revoltă, ciudă. Păi de Da. ce ceilalți stau și spune că multe suflete pleacă așa. Dar ca să ajungă în programul în care a ajuns ea, ăsta era. Și era ca un tub de legătură între corpul ei fizic și locul unde a ajuns și așa zisa falsă misiune de a speria Ei, ca da. spectre pe ceilalți. Da. Să scoată și ciuda revolta, Cristina. Tot să scoată. Ce mai găsește deja De să ce? vibrați. Da, îi vine să râd acum, știi? Da? Deci, îi vine să râdă de toate aceste emoții, spune. Când ești acolo jos, spune, și îți pierzi capul, spune, este, faci totul atât de prostesc, spune, ca niște copii de amici care repetă după greșeală, după greșeală, spune. Cum au putut spune să-mi fie mie ciudă să mor, spune, Da. dacă moartea este eliberarea, da? Te desfaci din chingile, spune, a corpului de carne și devii iarăși ceea ce ești tu, te-ai maturizat cu o experiență în plus. Da, spune că cum poate să-mi fie mie ciudă? Zice, ce aș mai fi făcut? Să fi trăit 5 ani, 10 ani, spune, din aceea terestre și spune, la ce puteam să Care mai fac? oricum avea Om. un Da. trai greu, Cristina, El în spune, privațiuni. da. Zice, îi chinuiam și pe ceilalți din jurul meu și spune, poate că la un nivel, la vibrația care era, îmi plăcea să-i chinui. Aha. Ca și cum mă răzbunam, spune. Ca Da. și cum neajunsurile din trecutul meu se întorceau și eu cumva le modificam și le făceam în așa fel încât să le arunc lor în față. Și spune, de multe ori auzeam că își doreau moartea mea, da? Și de asta spune, poate că de asta ca un răspuns. Spune, așa se închid căile într-un mod curios acolo și nu mai recunoaștem de la suflet la suflet. Spune, toate barierele astea între minți și inimi, spune, în mare parte, noi le construim sau dacă le primim, le întărim încât le facem ziduri de gheață. Da. Atât. Ok, curățându-se, nu mai are nimic, da? A scos afară toate Nu acestea. este luminoasă, dar are părțile la locul ei. Este armonie între părțile, între structurile ei. Spiritul ei arde ca o flacără frumos. Este roșu cu rai galben și un violet foarte frumos. Violet. Și înțeleg că acum e și conștientă, da? Partea asta subliminală, Da, atât de da. conștientă încât, racordându-se la amintirile conștiinței adevărate, poate să ne spună care este locul ei de origine. Da, deci îți auzise deja întrebarea și Da. mi-au comunicat, este planeta Anama, Planeta Anam. din constelația Orion, da? Spune că anamnienii, deci nu-și primesc decedații, adică sufletele care se întorc direct Da. acolo în sistemul lor, da? Da. Adică îi țin la reeducare, da? Dar Dar cred că spune... nu aici, pe la ăștia, pe la aloiți. Nu, 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 nu spune că nu. Așa. Adică nu este E un sistem. reeducare din aia Da. adevărată, adică cum Da, ar da, da, trebuie da, să fie, la reconștientizare sau da. Da, numim. da, da. Ca la copii, la Da. grădiniță. Da, Deci da. este un loc foarte frumos, spune. Da. Un loc foarte frumos și secret și spune, sunt gata să mă îmbarc să plec acolo. I s-a deschis o rază, un Da. tunel, dar eu o las să meargă, dar am mers înainte să văd exact și da, am mers în Așa. locul cel bun. Acum Iată, să și vezi. e atâta iubire și pace aici și Da. atâta înțelegere. Da, deci în momentul când intri în contact cu ei, te liniștești așa și ți se par lucrurile, știi, în urmă atât de fade, de mărunte, știi, fără însemnătate, Sens. da, fără sens, e un nivel foarte bun vibrațional.
Deci vindecarea începe din momentul când vii în contact deja, când ai ajuns aici. Cu vibrațiile Da, acelea, da. da? Mă bucur că este bine, asta am vrut să văd, să Da. știu că o las acolo unde trebuie și mi-au rămas bun de la ea. Este frumoasă cum este, da, este mai mult violetă. Da, asta este culoarea energiei pe care o produc ele, chiul lor, Da. ciul, cum vor să Chiul, spun. chiul. Da. Cristina, o mai întrebăm dacă vrea să se ajute ceva Mii de mulțumiri, spune. persoanei, da? Da. Mii de mulțumiri și o îmbrățișare caldă, așa cum mai sufletele știu să-și o dea între ele. Ok. Și Vreau spune că este sigură că o să o simtă. să-și caute matricea originală, da? Să intre în ea. Da, în matricea originală să aibă O acces, copie ceva. Acum sau ce? o Sau să nu aibă. acum? O să aibă acces, este aici, Da. matricea, câteva nivele mai sus, dar ca să aibă acces la Trebuie matricea să se. originală, trebuie să se vindece cu un Da. timp, da. Și spune că să nu ne teme că negreșit va merge în matricea originală. Să mai e nevoie să facă vreo declarație, Cristina, fiind aici deja? Nu. Ați conștientizat, Spune știe. că, da. Deci, oricum nu se mai întoarce, da? Da, Spune că vreodată. niciun contract, din nicio lume, din niciun timp, din niciun spațiu. Spune, făcut în, spune cu sau voia ei, din moment ce ea înțeles și este aici, nu mai poate întoarce înapoi. Ok. Adică este undeva aici, este peste nivelul 6, da? Deci ei nu mai au acces să o contamineze informațional, da? Da. Deci poți chema un suflet până la 5. Dacă el este într-un nivel 4,99, să spunem, și are un contract, îl cheamă. Dar Da. dacă un suflet evadează peste, 5. da, nu mai. Nu mai au ce să mai. Numai dacă ele consideră, știu eu, că au ceva de salvat Exact, și se suflete. întorc Se și întorc așa, de bunăvoie. da, Da? Un da și anume se aruncă. cel, da, misiune, aici misiune, consideră, da, putem numi. Ok, Cristina, noi mulțumim părții subliminale și o lăsăm cu bine aici, în procesul ei de reformatare, cum să numim, de conștientizare, Da, da, de vindecare. de vindecare. Da. Acum, Cristina, o să număr de la 1 la 3, iar tu ești aici și acum. Pe unde vrei tu vii, da? Da. 1, 2, 3. A venit prin canalul de abundență benefică. Așa. Am așa o stare de liniște bună, de pace, Eu de opresc aici pace. înregistrarea.